este transformatoare. În Romani, la capitolul 12, versetul 1 și 2, ni se dă acolo un cuvânt extraordinar al lui Pavel, care ne vorbește despre ce înseamnă relația autentică cu Dumnezeu. Și am să citesc cuvântul lui Dumnezeu pentru că cred că este important să înțelegem că nu putem spune, am o relație reală cu Dumnezeu, dar atenție, păcatul domnește în viața mea. Puterea păcatului mă înfrânge într-un mod constant, ducându-mă la faza în care sunt într-un mod real legat de păcat, devin din nou rob al păcatului după ce am fost eliberat și slobozit în Hristos și eu afirm, eu am o relație vie cu Dumnezeu. Știți, relația vie cu Dumnezeu este direct proporțională cu manifestarea sfințeniei Lui în noi. Restul sunt doar dorințe, intenții. Dar relația vie se măsoară prin lucrarea harului, a credinței, a Duhului Sfânt în noi, proporțional cu tot ceea ce Hristos a realizat la cruce, a dus în noi și manifestat prin depărtarea de păcat și asemănarea cu Hristos. Restul, oameni buni, este doar o poveste.